În urmă cu aproape un an, la sfârșitul anului 2020, Polaris a anunțat un parteneriat cu Zero Motorcycles pentru a dezvolta o nouă platformă electrică cu scopul de a scoate o nouă generație de vehicule electrice off-road și snowmobile. Acum Polaris a lansat primul vehicul electric din acest parteneriat, vehiculul utilitar Ranger XP Kinetic. Salutare și bine ați venit pe Autodependent! Nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru a fi la curent cu ultimele noutăți. Noul motor electric are 110 cai putere și un cuplu de 190 de Nm. Greutatea versiunii prezentate este de 800 de kilograme. Polaris a început să accepte comenzi pentru Ranger XP Kinetic începând cu 1 decembrie 2021 în America. Pentru piața din România încă nu este anunțată o dată oficială de lansare a acestui model. Polaris intenționează să ofere modelul Ranger XP Kinetic în două versiuni, Premium și Ultimate. Capacitatea de tractare pentru ambele este evaluată la 1100 de kg, în timp ce fiecare poate transporta în jur de 600 de kg în interiorul vehiculului. Grupul de propulsie electrică are mai puține componente în mișcare, ceea ce înseamnă mai puțină mentenanță și mai mult timp de funcționare. Modelul testat în condiții extreme beneficiază și de o garanție a motorului electric de 3 ani și o garanție a bateriei de 5 ani. Fiind electric, este și mult mai silențios decât modelul pe benzină, astfel că acum vă puteți bucura de o conversație în timp ce călătoriți și de asemenea va fi mai ușor de folosit la partidele de vânătoare. Ranger XP Kinetic oferă 3 moduri de conducere: Eco Plus, Standard și Sport. Astfel încât puteți alege modul de condus de care aveți nevoie în momentul respectiv. XP Kinetic va veni cu două tipuri de baterii. Versiunea Premium are o baterie litiu-ion cu o capacitate de 14,9 kWh și o autonomie de până la 70 de km, în timp ce Ultimate are o baterie litiu-ion cu o capacitate de 29,8 kWh care oferă până la 128 de km de autonomie cu o singură încărcare. Costurile de întreținere al Ranger XP Kinetic sunt estimate a fi cu 70% mai mici decât vehiculul similar alimentat cu benzină. O altă caracteristică excelentă este tehnologia avansată Ride Command Plus, cu un ecran de infotainment de 7 inci care poate emite diagnostice, locația vehiculului, capacitatea bateriei disponibilă, navigație GPS și starea generală a vehiculului, toate acestea din confortul telefonului dumneavoastră din aplicația Polaris. Din fabrică, versiunile Premium se pot încărca la stații rapide de până la 3 kW, în timp ce versiunile Ultimate se pot încărca la 6 kW. Toate Ranger XP Kinetics se pot încărca la prize de 120 V, respectiv 240, după cum aleg proprietarii. Dacă aveți deja un Ranger XP 1000 alimentat cu ardere internă, Polaris a proiectat special Ranger XP Kinetics electric pentru a fi compatibil cu aproximativ 95% din accesoriile XP 1000. În SUA, prețurile pornesc de la $25.999 pentru versiunea Ranger XP Kinetic Premium, în timp ce versiunea Ultimate începe cu $29.999.